Betula Pendula Proiect Bonsai. Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou episod Floare Albă, iubim plantele. Am ajuns la episodul al patrulea al proiectului meu de bonsai Mesteacăn. În episoadele trecute vă spuneam că în primăvara anului 2017 am recoltat din natură un puiet de mesteacăn pe care l-am plantat în acest ghiveci și care din fericire a prins rădăcini și a pornit să crească. Așadar, au fost 3 sezoane de creștere în care eu am intervenit prin tăieri repetate ale stailor pentru a controla dezvoltarea și formarea unei noi coroane. Dacă vă amintiți, inițial aici am avut un simplu băț. Asta a fost un simplu băț cu rădăcini, din care mai apoi au crescut mai mulți lăstari. Interesant este faptul că la baza acestui trunchi, aici la bază, se găsește un fel de buturugă din care a mai răsărit un mesteacăn. Ăsta a răsărit după plantarea în ghiveci. Și e posibil să mai crească unul pentru că am aici un mugur gata să se desfacă și să genereze creșterea unui nou lăstar. Pentru că s-au scurs deja aproape 3 ani de la plantarea în ghiveci, cred că este necesară replantarea într-un ghiveci nou. Lucrare ce presupune schimbarea substratului, dar și toaletarea rădăcinilor. Bun, să încep lucrul. Mai întâi va trebui să scap de sârma asta pe care eu am folosit-o pentru a corecta puțin poziția trunchiului principal în ghiveci. Acum nu mai am nevoie de ea. La partea aeriană, la coroana proiectului meu de bonsai, nu aș vrea să intervin de data asta, dar totuși am două cioturi de care aș vrea să scap. În primul rând e ciotul ăsta de care vă mai spuneam eu în episoadele precedente că nu știu ce să fac cu el, să-l las ca lemn mort sau să-l tai. Nu cred că aș putea să-l valorific ca lemn mort și cred că mai bine ar fi să-l tai, dar nu știu dacă e bine să-l tai acum iarna sau să aștept până la primăvară. Cred că îl scurtez puțin. Bun, urmează ca la vară să curăț mai bine zona asta, să fac în așa fel să nu se mai cunoască că aici a fost un ciot. Mai am crenguța asta, care nu-mi place deloc cum a crescut și o voi tăia. Era pe jumătate uscată. E mai bine așa. Aici am avut o ruptură, pur și simplu a fost rupt lăstarul de aici, iarna trecută. Dar văd că pe timpul verii aproape că s-a cicatrizat și s-a vindecat complet ruptura. Bun, trec la replantare. Să vedem dacă pot să scot. Da. A ieșit foarte ușor. Încerc să recuperez mușchiul de pământ de la suprafață pentru că voi avea nevoie de el la sfârșit. Nu am putut să recoltez din natură mușchi de pământ pentru că de săptămâni bune pământul e înghețat afară și pe alocuri acoperit cu zăpadă și nu am avut cum să recoltez mușchi de pământ. Dar e destul de bun și ăsta care l-am aici. Am terminat de cules mușchiul de pământ de la suprafață, trec la greblare. Sunt curios să văd ce rădăcini am aici. Cum s-au dezvoltat rădăcinile în aproape 3 ani, de când copăcelul stă în ghiveci. Am și niște musafiri aici, iată niște râme care au intrat în ghiveci, probabil prin găurile de scurgere a surplusului de apă. Observ că rădăcinile au crescut destul de bine, au umplut ghiveciul,
înseamnă că i-a mers destul de bine. Mai că solul pare destul de compact. A trebuit să-i pun un sol ceva mai aerisit. Am terminat de curățat pământul de pe rădăcini. A fost ceva de lucru pentru că a trebuit să scobesc, efectiv să scobesc printre multitudinea de rădăcini, o rețea foarte încălcită de rădăcini. Și acum încerc să fac puțin lumină aici, pentru că am și rădăcini care au putrezit, dar am și rădăcini noi. Bun, am aici o rădăcină putredă și asta o elimin din start. Rădăcina asta nu îmi place în ce direcție merge și de asemenea am să o tai. Unii mai bine așa, rămâne asta. Asta merge în jos. Și ghiveciul în care o voi replanta mesteacă nu e destul de plat și nu am nevoie de rădăcini care merg drept în jos. Problema se pune aici, rădăcina inițială, așa l-am scos din pământ, va trebui să tai cumva de aici. Sper că nu va fi afectat. Cred că e mai bine așa. Da, asta e o rădăcină foarte mare care deja a început să facă ture în ghiveci. Și deja am făcut un pic de lumină. E mai bine așa. Merg mai departe cu toaletarea rădăcinilor. Am aici o rădăcină foarte lungă. Rădăcina asta merge spre interior, așa că am să o tai. Cred că e suficient cu toaletarea rădăcinilor. Nu vreau să le tai pe toate ca să mă asigur că nu va suferi prea mult în urma acestei intervenții. Așa arată rădăcinile unui mesteacă în care a stat 3 ani, aproape 3 ani într-un ghiveci. Bun, trec la replantare. Am pregătit deja un ghiveci. E vorba de un ghiveci foarte plat, specific pentru bonsai. Pun primul strat de sol. Și acum vin cu mesteacănul și îl așez în ghiveci. Care va fi poziția? Bun, asta e poziția și mai adaug sol. Îl tasez să intre bine între toate rădăcinile. Am reușit să-i găsesc poziția în ghiveci. Deși nu este chiar ce mi-am dorit eu, momentan atâta pot să fac. E vorba de al doilea mesteacăn care merge spre în spate. Dar acum îl las așa și când își va dezvolta rădăcine și se va stabiliza în ghiveci, atunci am să-l trag mai spre în față. Deocamdată îl las așa. Completez cu substrat și presez bine, bine de tot. Am aici o rădăcină care nu vrea să rămână sub pământ, tot iese afară. Am terminat replantarea, acum urmează o udare pentru ca în final să
așez mușchiul de pământ la suprafața solului. Bun, acum după udare arată mult mai bine. Chiar și de la spate. Și ultima etapă a lucrării de astăzi, pun mușchi de pământ. Refolosesc mușchiul de pământ pe care l-am scos din ghiveci la început. Din vechiul ghiveci. Mușchiul de pământ se presează bine, bine de tot ca să adere la sol. Am terminat de așezat și mușchiul de pământ. Mai pulverizez o dată. Și cu asta lucrarea e gata. Fac o rotire completă ca să-l vedem din toate direcțiile. Asta e spatele. Și din nou cu fața. Eu zic că pentru moment arată destul de bine. Aștept să văd ce creștere va avea la primăvară. Aș vrea să crească partea asta din față un pic mai bogată ca să întregesc coroana, iar pe cel de-al doilea mesteac să-l îndrept, să-l aduc și pe el la o poziție mai verticală. Acum pământul e moale, rădăcine sunt scurte și e mai greu să fac treaba asta, dar la vară cred că îmi va fi mult mai ușor. Atât pentru astăzi, rămâneți în zonă pentru a vedea și alte proiecte personale de bonsai. Vă mulțumesc pentru vizionare, toate cele bune, pe curând!